Te ajudo? No, 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 vale, escurca. ¡Bre! Oh, dar ce se aude? Eu, eu, eu! Să trăiți! Oh, oh, oh. Prenea Gheorghiță! Ce e asta? A, m-am dus și eu, e mașină buța mea! Stai așa că... Tot la motorul ăla, bre, sunezi! Ce? Ia uite, băieții. Ți-l-o trotinetă. Nu e bre trotinetă, e mașină. Da, numai mașină nu e. E de colecție, e din aia de... de muzeu sau ceva. Și nu ai acoperiș? Păi nu vezi bre care e de sticlă? Sau păi plastic? Da, e de sticlă. Păi da, și văd așa când plouă, mă uit în sus. Păi și ușa cum se deschide? Păi ia vezi, trage de mânerul ăla. Oh. E așa design din ăla de avion. Să mor eu. Da. Păi da, ce bre... că au de lovit-o? Păi de asta am venit cu ea, că am lovit-o. Aolo, ce e aici? M-a lovit unul, poate? Ce model e asta aici? Modelul de mașină? Da, da, aolo, e ceva din aia scrie german, aici, nu, este Messerschmitt. Messerschmitt, ceva de genul, bre. Da, da, frumoasă, da. Ai voie să o conduci pe asta? Da, 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 da. A. Și cam asta e problema? Că e lovită, nu mai am... farul pe dreapta, stopul pe dreapta. Văd, văd. E scrijelit așa un pic. De unde ai lovit-o? Mai încolo și m-a lovit-o. Atunci ce pe față? E vopsea, bre. Aolo. Și m-am încercat să mă duc să mă spăl, dar n-am avut unde să mă spăl și eu. Că sunt amărât, bre, m-a dat afară din casă, Nea George. Cine? Nea George. Și nu mai am unde să locuiesc. Era casa voastră. Păi da, dar ce să faci? Da. Și acum sunt amărât rău de tot. Păi da, dar... păi da, te costă asta. Cât mă costă, bre? Nu știu să zic, la sfârșit îți zic, dar... că nu știu acum, că trebuie schimbat asta pe aici, nu știu dacă... dacă e cu poli, dacă nu, habar n-am. Nu știu, bre. Ideea că eu momentan așa am 7 lei. Măcar de 7 lei. Dacă vrei, bre, și poți de să mă ajut. De 70 lei schimbăm becul. Păi de bec de asta zic. Să-mi pui și mie un bec, să nu-mi dea lumea amendă poliția, că umblu fără stopuri. Păi schimbăm becul și atât de 70 lei. Păi, măcar atâta. Că sunt amărât, bre. Acum, na, dacă da. Vrei pe datorie, să-mi repar și mie zgrieturile. Păi și de unde știu că plătești? Hai, bre, că ne știm de atâția ani drecului. De când eram mic, de mi-ai făcut, nu mai țin minte că mi-ai făcut căruciorul ăla. De unde? Că de ce mi-ai căruciorul? Hă? Unde e căruciorul? Căruciorul e pe acolo, pe un pot sau în spate, pe undeva, nu știu unde mi l-a pus. Sau mi l-a dezmembrat, nu știu, că nu mă mai înțeleg cu el. Păi să vii că îl montăm înapoi. Păi da, ar fi o idee. Dar nu știu dacă mai găsesc. Trebuie să mă duc la Alea George acasă, adică mergi, la mine acasă. Mergi pe jos mă, acum? Pe jos merg, da. Ce să fac? Și mai am o problemă. Bine, asta da. Nu e o problemă neapărat, oricum nu folosesc. Asta e de când am luat-o, vezi, bre, e arsă cu țigare. Da. Cine... nu, nu știu din asta cu tapiserie, nu știu. Nu te pricep la tapiserie? Nu.
Aha. Da, cam asta e. Oricum, văd că... mașina merge bine, adică e bună. Da. Da, da, da. Se aude și ea ca un trabant. Da, merge bine. Poți să mă urc, poți să mă urc? Da, normal. Hai bre, ce faci? Dai cu picioarele în ea. Uite că a pornit. Aaa. Mai devreme mi-a murit motorul acolo. Da, văd, să... văd că nu ține aici bine. Dar bre, am una după accelerat, piciorul după accelerație, bre. Alo! Să moară, mamă. I s-a oprit. A murit? Aolo. E de la bujii, cred că e ale bujii din alea vechi. Moare motorul. Aolo. Îi omor motorul de tot, bre. Na, că nu moare. Păi și motorul unde trebuie? A, aici. E în spate acolo. E, te frumos. E motor așa mai mic, știi? E în doi timpi. Da, e în doi timpi. Bateria e... Bateria e cam nouă, de cât am înțeles eu. Dar uite, vezi, e aia mică, bine, tu știi mai bine, care intră motor neagră. Mm. Aia de acolo. Așa. Aia e cu bujia, cum ar veni de acolo, intră așa. Și e bujie din aia veche. Nu știu, trebuie să demontez să văd. A? Dar păi nu... și ia zi, bre, de 70 de lei îmi pui și mie un bec și faci bujie, te rog, de tot. E, bujie e 100. E 100 de lei o bujie. E scumpă. N-ai breștu la... Așa, nu... De la dezmembrări. De la dezmembrări, da. Ai vreo 50. 50 de lei? Și becul da, cât e? Da. 70. Și de la dezmembrări? Nu știu dacă e bec la dezmembrări. Păi de la dezmembrări, că bec de ăsta nu găsești, bre, nu, nu. Trebuie să demontez să văd aici cum... A? Bre, tu ai femei dezbrăcate pe aici și... Ia uite cât atâția... Nu te uita acolo, te rog frumos. Haide, bre, ce dracu. Ia uite la eu, de la de Mercedes? Ha? E sigla de aia de Mercedes? E una veche. Și nu poți să mi-l faci, bre, să fie Mercedes? E, dragi. Da, bre, eu am 70 de lei, dacă vreți dau acum 70 de lei și mai fac eu rost de bani și îți dau după aia. Bine, în 70 acum. Așa. Și mai vorbim și vedem ce facem cu asta. Uite ce. Toți banii mei. Da. Păi cam asta e. Și cam în câte zile să vin să o iau așa? Bre! E? Cam în câte zile să vin să o iau așa dacă e? Păi nu știu, când faci să ai banii. Ah, ok. Bine, bre, atunci mă duc să fac rost de bani, ce să fac? Deci vrei doar asta, zgârieturile și... cum se numește? Și becul. Eu vreau becul și bujia. Aha. Și dacă vrei tu să schimbi ceva la zgârieturile alea să le faci, dacă ai timp și voie bună. Nu știu, vedem să vedem câți bani aduci. Aha. Dar avea afacere, avea astea pe aici, alea cu... Păi aveam, bre, dar mi le-a luat pe toate. Cum așa? Păi era pe numele lui. Că eu neavând 18, nu pot să pe numele meu. Da, corect. Dar fac eu 18 ani și mă apuc și fac chestii. Legale.
Normal că legale, că așa ilegale puteam să fac încă de la vreo 14 ani. Că pe la 14 ani am primit oferte din alea de livrare, de substanțe toxice. Da, păi haide, las-o aici. Aha. Și... na. Bine, bre. Mă întorc când am bani să mă rog. Da, 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 întoarce. Te pupa. Da, mă rog, bă. Sper să o facă șmecheră la de tot. Mă, fraților, super scurt episodul ăsta, pentru că nu am ce filma momentan. Oricine vrea să filmez, își primește creș. Sunt niște probleme de la 5M, mai mult de asta am făcut episodul, dar am zis, bă, hai să fac și eu o picătură de roleplay acolo, ca să nu vă las fără roleplay. Sunt ceva probleme cu 5M, ați văzut că mi-apar niște căcaturi în dreapta acolo. Eu nu am modificat nimic la server și mi-apar toate sărăciile alea în dreapta acum acolo. Au făcut așa ceva de la 5M, au făcut serverele cum ar veni, mult mai sensibile, să zic așa. Și orice resursă trece peste nu știu cât la sută din procesorul vostru sau placa video sau chestii de genul, apare în dreapta acolo. Cu toate că merge bine, adică se mișcă ok, se mișcă perfect. Și mai ales că eu am i7 cu 32 de giga RAM, cu RTX 2080 Ti și așa mai departe, am rachetă de PC, dar tot îmi apare căcatul la data când folosește prea multe resurse și că nu știu ce. Și dedicatul la fel, este un dedicat super mega șmecher, 64 de giga RAM, 16 core-uri, e bombă rău tot dedicatul, dar am făcut ăștia de la ultimul update la 5M, niște căcaturi și primește foarte multă lume crash și le zice să restarteze jocul și să restarteze ceva căcat. Iar pe lângă asta apare și ăla în dreapta. Ăla în dreapta nu ar fi neapărat o problemă pentru că nu afectează cu nimic. Serverul merge la fel de bine cum mergea și înainte. Doar că e nasoală problema cu crash-urile. M-ați întrebat și voi, încerc să rezolv și eu problema, dar nu este nimic ce aș putea face eu. Pe Discord-ul lor, dacă intrăm aici un pic, sunt foarte multe persoane care se plâng de chestia asta și ăsta e doar una dintre camerele alea. Cu căcaturi, cu erori, cu crash-uri, cu nu știu ce, uite, crash și aici, crash mai aici. Încă unul care zice, salut, după update-ul de ieri, n-am mai putut să mă loghez pe server, deci ăsta nu mai putea să intre pe server măcar. Și sunt foarte multe persoane care primesc eroarea asta și eroarea fiind exact asta pe care o primim noi pe server în data acolo și na. Alte crash-uri peste crash-uri. Așteptăm rezolvarea băieților de la 5M și atunci vom putea filma episoade Blanaus numărul 1, aproape numărul 2. Dar momentan așteptăm să facă și ceva. Uite și tu, crash-uri după crash-uri, frate. Alt crash. Sunt numai crash-uri, numai căcaturi la ultimele update-uri pe care le-am făcut. Uite. Zice să optimizezi, să contactezi server owner-ul ca să facă nu știu ce căcat, dar nu prea avem ce face pentru că serverul mergea super bine înainte să facă ăștia ultimul update de la 5M. Și acum, după cum puteți vedea, toată lumea se plânge de crash-uri. Bine, sunt și alte crash-uri, nu numai crash-uri pe care le primiți voi sau eu sau DRF sau alte persoane care intră pe server, dar sunt foarte multe crash-uri care sunt identice cu problema pe care o avem noi pe server. Altul, hello, need help, I can't choose a hero. Bine, probabil serverul lui este cu eroi, habar n-am. Dar la fel, tot alt script, așa, dracu să-l ia, pasta e fopt, nu știu ce căcat, și contactează server owner to resolve this issue. Deci nu suntem singurii cu problema asta. Așteptăm să mai bage ceva update-uri, am mai băgat astăzi. Că ideea asta în felul următor, dacă intrăm aici pe browser, intrăm pe master și aici sunt update-urile pe care le bagă băieții noștri de pe 5M de fiecare dată. Înțelegi? Așa. Și
nu prea bagă update-uri în ultimele zile. Ultimul update a fost băgat acum aproape o săptămână. Adică pe 31. Și aștepta să mai bage ceva update-uri, să rezolve problema. Și ăsta este update-ul pe partea de server, dar mai este și update-urile pe partea de client, la care nu putem umbla noi. Uite, vezi, apare în dreapta acolo. Și apare despre vMenu, VRP și Custom Scripts. VRP-ul este același VRP de când există el. vMenu, știu că folosește destul de mult, vMenu este ăsta de aici, pe care folosesc eu pentru a spawna mașina lui Mihăiță și chestii, pentru că mașinuța asta nu este băgată în garaj normal, este doar pusă pe server și cam atât. Skin-ul de Mihăiță și așa mai departe, știu că folosește destul de mult de cel ăsta, dar nu este atât de mult încât să afecteze cu ceva serverul, să aveți super puține FPS-uri sau mai știu ce căcat, dacă ați scoate vMenu n-ați simțit diferența. Și mai apare îndreapt acolo și chestia de cauciuc. Apare resursă cauciuc, o resursă care este extrem de mega mică și nu folosește mai nimic. E chestia aia când pui cuțitul în mână și spargi cauciucul unei mașini și nu afectează cu nimic, serverul n-ar trebui să afecteze FPS-urile sau alte nebunii. Da, și așteptăm să vedem, uite, și la server support lumea vorbește despre fel și fel de căcaturi, tot crash-uri, tot nebunii. Na, încercăm să ne dăm și noi seama despre ce este vorba și cum să ne adaptăm update-urilor de la 5M, dar momentan nu știu cum să fac chestia asta și nu cred că aș putea face eu ceva chestia asta. Da, ce să zic. Vă mulțumesc mult de tot pentru atenția acordată, sper să aveți răbdare cu noi, pentru că, na, mai sunt și anumite probleme care apar de când în când și acum este problema asta cu crash-urile. Și crash-ul este de la client, nu este din partea serverului, este de la client. Pentru că atunci când îți dă crash, dacă este de la server, de obicei spune și resursa care ți-a dat ție crash sau alte nebunii. Dar aici doar îți dă crash pur și simplu și îți spune să... Nu știu dacă găsesc eu un privat pe la careva care mi-a dat cu poza de crash. Nu mai o secundă să văd. Așa, uite, cam asta este una dintre erori pe care mi-a dat-o cineva. Zice, poll full size 200 și 5m.exe și cam asta ar fi. Nu spune de la ce resursă a dat crash, că se spune că ar fi o resursă stricată sau ceva de genul. Pur și simplu sunt niște crash-uri total anapoda de care nu pot să-mi dau seama ce ar trebui să modific la server să-l fac să meargă mai ok. Asta este încă una de la Fabian Ro, pe care mi-a dat un privat, dar să se încarce. Game error, deci este game error, nu este server error. Game error, a dat crash de la 5M și reportul a fost uploadat la 5M developers. Game memory error, please reboot and restart the game. Și nu spune de la ce resursă sau din ce cauză este chestia asta, pur și simplu îți dă un cod pe care codul ăsta dacă îl dai oamenilor de la 5M, ei ar trebui să știe mai multe detalii, dar nu știu cât de mult ne-ar putea ajuta dacă am dat codul ăsta cuiva, pentru că nu se face chestia asta de obicei. Da, ce să zic, așteptăm să se rezolve problema, sper să se rezolve cât mai rapid. Sunt anumite persoane care nu și-au crești, de exemplu eu nu mi-au crești pe server, oricât m-aș plimba și nebuni, dar sunt multe persoane care își primesc crești și nebuni. Și nu știu cum să rezolv problema asta. Și eu nu primesc crești, cu toate că vedeți că am acolo la dreapta mai mereu. Nu mi-apare că folosește prea multe resurse sau nebunii de genul. Da. Nu știu ce să-i fac. Oricum, dacă voi știți ceva sau dacă aflați ceva, că nu cred că ați avea de unde să știți, dați-mi și mie un comentariu mai jos. Cum credeți că am putea să rezolvăm problema asta? Am primit câteva sugestii de la cineva, cum că ar fi de la telecabină, că i-a apărut în dreapta că a folosit telecabina prea multe resurse, dar n-are nici cea mai mică treabă telecabina cu resursele folosite și cu creșurile, pentru că telecabina a fost... Asta e telecabina, practic. Telecabina asta este pe server de un an de zile și niciodată n-a făcut probleme să dea creșuri de la ea sau alte nebunii.
Și s-a întâmplat de ieri, se întâmplă chestia asta, sau de alaltă, cred că de ieri mai degrabă, se întâmplă chestia asta cu crash-urile non-stop, de când au făcut ultimul update la client. Adică direct la 5M, nu la server. La ăsta când intri în joc, cum ar veni. Și nu știu cum să rezolv problema asta. Dar ne descurcăm noi. Aflăm noi cum se face și chestia asta, cum o rezolvăm, sau poate rezolvă băieții de la 5M cu un nou update. Și ce să zic. Vă mulțumesc mult de tot pentru atenția acordată. Dați-vă un like și ne revedem data viitoare. V-am pupat! Pa!